Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost autorizată de FDA, autoritatea de reglementare din Statele Unite, aia cu alimente, cu medicamente, cu nu știu ce, carnea crescută în laborator, autorizată pentru consum uman. Cum a crescută în laborator? Da, este crescută din celule animale. Nu știu exact din ce se crește carne. Deci îți crește ce preferi tu. Bași celule, iese carne sau... Da, cam așa. Nu cred că crezi și oase. Dar cresc mușchiuleți. Doar cărnițe. Antricotul, cum ar veni, dacă stai să te gândești. Chicken nuggets. De fapt, cred că e așa mai degrabă, cam chicken nuggets. Ai încercat? Nu. De ce nu, mă? Adică ai încercat, da, și încercat, dar n-aș insista. Am încercat eu și altele. Upside Foods, îi spune. Coproduce pui cultivat pe celule, prin recoltarea de celule de la animale vii și utilizarea celulelor pentru a crește carnea, rezervoare din oțel inoxidabil. Deci, asta este, în principiu, vine revoluția, suntem încântați de anunțul FDA, a declarat reprezentantul acestei companii, acest pas istoric, bla bla, nu știu cum. Pe de altă parte, poate... suntem 8 miliarde, da, începând de săptămâna trecută, cumva trebuia să o descurcăm și pe asta. Băi, și vezi că până la urmă, că tot vorbim de cealaltă epocă și na. Bă, dar noi ne-am făcut antrenamentul cu șnițele din șervețel, deci... Mușnițele din șervețel. Cum? Tu n-ai mâncat șnițele din șervețel? Nu, erau din Pariser. Cum adică șnițele? Eu am mâncat șnițele din șervețel personal. Șnițele de celuloză, ca să zic. Nu înțeleg, cum adică? Nu înțeleg niciun. Luam șervețel, îl dădeam prin ou și făină și pesmet și îl prăjeam. Nu e adevărat ce spui. Nu, ne-ai peste picior. Ba da, nu am făcut cu niște colegi de clasă, nu, părinții nu ne-au făcut. Adică n-am ajuns atât de nasol. Adică a fost așa o joacă. Sau că nu înțeleg. Da, știi ce bun a fost? Că erau șervețele de alea moi, nu era... Auzi, dar cozonat de nămol ai mâncat? De noroi? Nu făceai prăjituri de noroi? Ba da, chiftele de noroi? Da. Ale. S-au făcut de toate. Bine, noi nenorociții făceam chiftele și aruncam mâncarea. Făceam chiftele din noroi și aruncam pe bețe, așa, știi? Da. Aruncam în... în pereți, da. Nu mai, dar asta a fost nu ceruloză. Nu, dar nu cred că ai mâncat șervețelul ăsta pe care l-ai... Da, mă, și e foarte fragil, să știi, adică... Ești nebun? E un înlocuitor foarte bun pentru... Revoluția alimentară a început la Luca, de fapt. Și ăștia ce fac acum? Nu, bă, nu mi-o atribuie, adică se practica... Păi tu le-ai practicat, ai mai văzut pe cineva? În cercul meu, și noi ne mirăm copilărie. De micii de mazăre, adică le-ai dat idei, ăștia, ăștia s-au gândit. Păi normal că le facem cârnați de mazăre, că ăștia mâncau șervețele. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.